Bună ziua, sunt Valeriu Vasilică și vă invit să urmăriți ediția 250 de dezbateri din ciclul Dezvoltarea Culturii Politice în Dezbateri Publice. Agenția EPN desfășoară acest ciclu cu sprijinul Fundației Germane Hanseydel. Dezbaterea de astăzi se intitulează Rolurile și responsabilitățile culturii pe vreme de război. La ea participă domnul Oleg Serebrean, scriitor, autor al mai multor romane, inclusiv despre război, vicelaureat al premiilor internaționale și naționale, vicepremier pentru reintegrare. Domnul Igor Boțan, expertul permanent al proiectului, a fost invitat și l-am așteptat și pe domnul Tudor Zbârnea, pictor, maestru în artă, membru al Academiei Europene de Știință și Arte, membru al Asociației Internaționale de Artiști Plastici în cadrul UNESCO, director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei. Cu regret, niște urgențe mai neobișnuite nu-i permite domniei sale să participe, dar dacă i-am spus toate regaliile, am vrut să vă convingem, stimați privitori, că acordăm acestei teme importanță maximă și pentru că avem o temă pe cât de importantă, pe atât de delicată. Până atunci, un mic anunț, o mică rugăminte tradițională celor care ne urmăresc sau ne vor urmări în continuare, vă rugăm să vedeți pe platformele noastre un mic sondaj și să răspundeți la cele câteva întrebări pe care le veți găsi acolo. Despre tema de astăzi, spuneam că este una pe cât de importantă, pe atât de delicată, poate cea mai delicată din toată perioada de 12 ani, de când desfășurăm acest ciclu de dezbateri. De fapt, cred că avem de discutat o dilemă morală pe care, cred eu, o resimt foarte mulți oameni din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, cred eu. Pentru claritate, am să exemplific printr-o luare de poziție pe rețelele de socializare pe care a plasat-o o persoană publică arhicunoscută aici la noi. Nu îi dau numele pentru că cred contează nu atât cine, ci ce a spus la tema pe care o discutăm. Ziceam, e vorba despre o dilemă morală. Iată postarea. Generația noastră a fost educată în mare pe cultura rusă. Literatură, muzică, teatru, film. Mereu am fost invidiat de prietenii mei occidentali că pot să-i citesc în original pe Dostoievski, Pușkin, etc. Limba rusă a fost, dacă sincer, fereastra mea în lume. Deși încercam prin anii 80 să găsesc și cărți în limba română. În biblioteca mea personală sunt câteva sute încă de cărți în limba rusă necitite. Dar după declanșarea războiului din Ucraina, nu se întinde mâna, nu acceptă creierul carte rusească. Întrebarea care mi se învârte în mine, cum o cultură atât de gigantică a născut masacrul de la Bucea? Nu știu care au fost sentimentele oamenilor după cel de-al doilea război mondial, dar sunt convins că mulți își puneau aceeași întrebare, cum o cultură numai puțin gigantică, cea germană, a dat naștere Holocaustului. Într-un război nu este nimic romantic, nimic bun. Războiul dezumanizează și nu doar pe cei de pe front. Speranța mea e că acest calvar se va sfârși cât mai curând. Oamenii vor reveni la normalitate, cei vinovați de declanșarea lui și comiterea de orori vor fi pedepsiți, eroii comemorați. Și mâna se va întinde către carte și nu vom da delete la toate numerele de telefon cu prefixul +7 și nu vom da delete la toată viața noastră de până la război. Recunosc că a fost o misiune grea pentru mine să propun această temă și să fac acest intro, dar misiunea dumneavoastră, stimați colegi de platou, este de multe ori mai complicată pentru că vă rugăm să ne ajutați pe noi, cei care
urmăresc această discuție, să ne ajutați să ne descurcăm în această dilemă morală. Este o dilemă morală, într-adevăr, are ea soluții. Vom ajunge să vă ascultăm pozițiile. Trecem tradițional la început prin compartimentul instructiv al proiectului nostru și vă rog pe domnul, pe dumneavoastră, domnul Boțan, să ne inițiați în noțiunile pe care le vom folosi. Ce este cultură în sens general și ce este cultură în sens mai îngust al operelor și personalităților artistice. La acest aspect ne vom referi în discuția de astăzi și pentru a aminti circumstanțele în care discutăm ce este un război și ce comportamente impune acesta statelor, societăților, persoanelor. Mulțumesc, domnule moderator, bună ziua tuturor. Dacă e vorba de definiții pentru cei care ne privesc, ele sună în felul următor. Cultura este ansamblu de realizări în sfera materială și spirituală, un mod specific de organizare și dezvoltare a vieții umane prezentate în produsele eforturilor muncii materiale și spirituale. De asemenea, se mai spune că cultura reprezintă un sistem de norme și instituții sociale, valori spirituale, totalitatea atitudinilor oamenilor față de natură, față de societate și față de ei înseși în raporturile dintre aceștia. Este important să menționăm că civilizația este stadiul culturii de după barbarie, totalitatea mijloacelor spirituale, materiale și morale cu care o anumită comunitate își echipează membrii în raport cu lumea exterioară, adică cu alte comunități. Dacă vorbim despre război, atunci definiția clasică este că războiul reprezintă un conflict armat între entități politice, state, coaliții de state. Dacă e vorba de războaie civile, atunci între grupuri, clase și așa mai departe, care apar în baza unor revendicări care nu pot fi conciliate. De regulă, războiul este un mijloc de a impune voința adversarului față de vis-a-viul respectiv, un subiect al politicii care încearcă să schimbe comportamentul și voința celălalt, vis-a-viului. Dacă vorbim despre comportamente, atunci comportamentele în timpul războiului sunt îndreptate spre justificarea începerii și purtării războiului, promovarea propriului punct de vedere, prin propagandă, de exemplu, pentru a atrage suportul propriilor cetățeni și a potențialilor aliați. Pentru proprii cetățeni, pe timp de război, se impun un șir de restricții în baza legilor și așa mai departe. E vorba de mobilizarea la război, e vorba de impunerea multor altor restricții care se justifică prin necesitatea de a învinge în acest război. Eu cred că aceste noțiuni sunt suficiente pentru ca să procedem mai departe la discuțiile. Mulțumesc, domnul Boțan. Domnule Serebrean, pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă acum pe vreme de război actual, cred că este util să înțelegem în ce relație s-a aflat cultura și războiul pe parcursul, nu știu, veacurilor, parcursul istoriei omenirii. Înțeleg că este o sarcină vastă, dar oricum cred că există, poate fi formulată, o regulă generală a acestor relații. Una din regule e foarte cunoscută, este un dicton că atunci când armele bat, muzele tac. Este una definitivă, nu poate fi, nu poate exista abateri de la această regulă. Bine, cred că muzele nu se aud mai curând din pricina armelor. Ele nu tac niciodată. Și în perioade de război, sigur, cultura merge înainte cu alți pași, în alte direcții. Cred că în al doilea război mondial mai curând s-a simțit un fenomen care ia amploare și a luat amploare după 1945, dar s-a resimțit foarte puternic în 39-45,
înregimentarea culturii. Cultura a început să devină un fel de armă, a devenit o parte a propagandei. De la literatură, la film, la totul, începea să servească unei cauze, cauzei victoriei, unei cauze naționale. Încă în primul război mondial, această relație dintre cultură, politică, război, națiune nu era atât de vizibilă. Da? În perioada interbelică și mai cu seamă, așa cum spuneam, în timpul celui de-al doilea război mondial se produce această mutație. Totuși, bine, cultura are mult de suferit în anii de război și cred că al doilea război mondial a fost din punctul ăsta de vedere dezastruos. Este suficient să vizităm marile orașe germane ca să ne dăm seama că ele nu există, adică istoric au fost anihilate în timpul războiului de bombardamente. Sau marile muzee germane. E o mare problemă cu marile muzee germane, multe din fondurile cărora au dispărut în timpul războiului sau mai ales după 1945. Multe dintre ele se află în Rusia, acum nu este niciun secret că multe dintre ele s-au duse cu vagoanele. Duse cu 2 milioane de vagoane de trofee. Deci, sigur că ne amintim de Leningradul blocat, sigur că ne amintim de orașele italiene, de toate atrocitățile comise contra culturii în aceste războaie. Furtul de opere de artă, pierderea operelor de artă, dispariția unor mari orașe medievale, întâi de toate în Germania, din cauza bombardamentelor, dar nu doar. Polonia, dacă ne gândim la soarta Varșoviei, la altă scară, împrejurimile Petersburgului. Și totuși, în război se produc anumite pe vreme de război se produc anumite reeșalonări ale culturii. Mai cu seamă în literatură, în filozofie, ne gândim altfel la viață și moarte, la valori, facem o reconceptualizare a valorilor și o reașezare a lor. S-au produs mari lucrări literare în anii de război. Este foarte curios, dar dacă ne gândim doar la ceea ce a scris Ernst Jünger sau, da, Remarque cu referință la război sau Hemingway sau alții oameni care au văzut, au simțit războiul și care l-au redându-l. Literatura rusă în sensul ăsta este prea eroizantă. De asta cărțile autorilor germani despre război sunt foarte diferite decât cărțile scrise eroizant, angajat. Referitor la cel de-al doilea război mondial. La cel de-al doilea război mondial. Este o mare diferență între ce a scris Remarque, Jünger sau Falada și ce au scris autori sovietici despre război. Deși, da, sunt pagini interesante chiar și în această literatură ideologizată sovietică, sunt pagini oricum interesante și s-au produs lucrări interesante și în muzică. Simfonia a VII-a lui Șostakovici este o simfonie dedicată războiului, scrisă în plin război și interpretată pentru prima oară în Leningradul asediat. Simfonia a VII-a este una dintre marile creații, poate vârfurile creației muzicale a secolului 20. Și sigur că energia acestei simfonii a lui Șostakovici este foarte, foarte diferită de ceea ce sunt lucrările lui din perioada pașnică sau ce sunt lucrările altor autori ruși sau vest-europeni din alte perioade. Deci e o conexiune. Altminteri, chiar și spuneam că asta e ceva specific secolului 20. Dacă ne gândim la schițe, la seriile lui Goya despre război, Francisco Goya, pictorul spaniol, la începutul secolului XIX, războaiele napoleoniene, care sunt halucinante, efectiv. Adică e o umbră, e o amintire a lucrărilor boschiene, dar este un fel de prefigurare a suprarealismului deja în aceste schițe despre războaia lui Goya. Da, au rămas în istoria artei, în istoria culturii, ca o pagină cu totul aparte.
tristă, dar e un fel de tristețe seducătoare, pentru că tragediile au un fel de seducție, comportă un fel de seducție și noi suntem, e o curiozitate malignă, dar suntem tentați să ne oprim... E în firea omului, să ne oprim mai mult asupra acestui gen de lucrări. O precizare, o concluzie pe care mi-aș face eu, dacă ar fi cazul la această etapă, este că cultura are o anumită responsabilitate pentru declanșarea, promovarea, justificarea războaielor. Pe cât de puternică este această responsabilitate a culturii în sens de a ne lăsa o șansă de a ne deschide ochii, de a ne proteja de noi înșine cei belicoși și doritori de sânge. Un gen de antipropagandă războinică se profilează de-a lungul veacurilor. Nu știu în ce măsură, cred că mai curând cinematografia poate modifica, a putut modifica, pentru că cinematografia la rândul ei este deja o artă, nu pot să spun că obsoletă, dar în zilele noastre lucrurile se schimbă atât de repede încât nu mai știm ce contează mai mult sau ce are un impact mai mare. Sigur că în anii 50 am fi spus că piesele lui Bertolt Brecht sau romanele lui Hans Werner Richter, care aveau un puternic caracter antirăzboinic, sau un foarte cunoscut cândva în perioada interbelică roman al Bertei von Suttner, Die Waffen Nieder, Armele Jos, pentru care a primit premiul Nobel pentru pace, a fost prima femeie laureată a premiului Nobel pentru pace, jucase un rol, pentru că literatura avea altă amplitudine, teatrul avea altă amplitudine. Nu pot să zic că azi mai joacă același rol. Cred că Facebook-ul joacă un rol mai mare astăzi decât îl joacă romanele sau piesele de teatru și cineva care are un nume cu cât de cât rezonanță publică, postează un video pe Facebook, face o chemare pro-război sau anti-război și s-ar putea ca impactul lui să fie mai mare decât decenii de literatură anti-războinică. Da, greu de făcut această contabilizare. Pe urmă, literatura sau muzica sau teatrul au avut grupuri țintă, trebuie să spunem, tot timpul foarte limitate. Aceste grupuri țintă s-au referit la niște elite, dar aceste elite erau de regulă elitele culturale și elitele culturale se intersectează uneori cu elitele politice decidente, dar nu întotdeauna se intersectează, adică este o suprapunere parțială, așa ca în logică. Dacă vă amintiți la lecțiile de logică, pe vremea noastră încă se mai făcea logică. Erau două cercuri care se suprapuneau parțial. Deci același lucru este cu elitele culturale și politice. Este o suprapunere limitată. Mai curând din cultura are un impact mare. Și vă uitați la comentariile care sunt, nu contează pro sau contra războiului, dar mai ales cele în favoarea războiului, calitatea acestor comentarii, nu vorbesc de semne de punctuație sau limbajul care este folosit, dar ce dă din oameni, poți să-ți dai seama care sunt valorile a unei mari părți a societății. Eu nu vorbesc de societăți din alte părți, de societatea din Republica Moldova. Dar uneori vă puteți uita la știri și la comentariile care sunt sub știri. Și cred că aceste comentarii sunt mai citite decât foarte multe romane sau mai privite decât foarte multe piese și impactul lor este mult mai mare. Este un fenomen nou, de altfel, un fenomen nou care, din punct de vedere sociologic, încă nu a fost cuantificat și analizat suficient de bine. Mulțumesc, domnul Serebrean. Domnul Boțan, am avut nevoie de această precizare suplimentară referitor la cele două roluri mari, dacă înțeleg eu bine, a culturii în raport cu războiul pe parcursul secolelor, ca să înțelegem poate mai bine rolurile culturii, a personalităților din cultură în cazul acestui război actual din pragul casei noastre. Înțeleg că
ar trebui să vorbim, trebuie luat în calcul acel prim rol în care o parte din oamenii din cultură, cultura în general, propaganda, a zis dumneavoastră, nu știu pe cât de mult se încadrează ea în categoria culturii, a făcut posibil acest război. A făcut posibil justificarea acestui război. În ce măsură partea culturală, ca să zic așa, este responsabilă de declanșarea și purtarea acestui război și poate de modalitățile în care se produce acest război? În mare măsură, anticipez explicațiile care vor vin. În luna mai, în Rusia au avut loc două congrese, Congresul al 8-lea al filosofilor ruși, care în mare măsură au justificat deci așa zisă spețoperație a Federației Ruse în Ucraina, și un alt congres mai mic a filozofilor care susțin că Rusia trebuie să se detașeze completamente de Occident pentru că are o altă misiune. Dacă asculți atent explicațiile pe care le aduc filosofii ruși și nu te miri cine acolo, dar șef de catedră a Facultății de Filosofie din Universității de la Moscova, atunci înțelegi că tot ce face propaganda este doar un fel de cum să zic eu, digestie a ideilor acestor filozofi, care sunt idei care ulterior sunt preluate de propagandă și aduse în casele oamenilor prin intermediul mijloacelor mass media, televiziuni și așa mai departe. Iar efectul final îl vedem, domnul Serebrean s-a referit la rețelele de socializare, noi îl vedem în sondajele de opinie, care arată, de exemplu, că în Federația Rusă aproape 80% din cetățeni susțin această operațiune militară. Dar, repet, dacă te uiți la explicațiile pe care le aduc filosofii ruși sau cei care pretind, care sunt la catedri și așa mai departe, înțelegi că acest război nu este unul întâmplător. El a fost pregătit și a fost pregătit din timp, cel puțin în ultimele două decenii. În sensul pregătirii opiniei publice. Pregătirii opiniei publice și domnul Serebrean, referindu-se la teatru, la literatură, spunea că cercurile de intelectuali de creație mai degrabă discută în mediul lor, fac un schimb de păreri și de o manieră artistică exprimă deci retrăirile, sentimentele după evenimente. Aici noi înțelegem că acest grup de filosofi din Federația Rusă a fost în contact direct cu instituțiile de vârf din Federația Rusă și le-au influențat. Și acest lucru este cu adevărat foarte, foarte important. Ce aș mai vrea să adaug aici este că noi aici în Republica Moldova, privind la ceea ce se întâmplă, condamnând acest război, nu înțelegem până la urmă de ce totuși acest război a fost declanșat și care au fost argumentele care au stat la baza acestei invazii a Federației Ruse în Ucraina. Dacă ne referim la cultură, așa cum ați vorbit dumneavoastră și a vorbit domnul Serebrean, noi trebuie să înțelegem că post factum, după ce mari artiști au văzut, poate cu excepția lui Șostakovici, pentru că ne amintim cu toții că a fost interpretată pentru prima oară chiar în Leningradul blocat. Toate celelalte opere au venit post factum, după ce au fost regândite, după ce s-a terminat războiul și toate ororile războiului au fost, din punct de vedere artistic, deci regândite, prelucrate de către oamenii de valoare, cei care au scris aceste opere. Și vedeam seama, așa a fost după primul război mondial, domnul Serebrean s-a referit la Remarque, Lev Tolstoi despre
războiul, da, și Hagi Murat, războiul din caucazian. Deci toate aceste lucruri vin post factum și au un impact foarte important în educația generațiilor care vin. Dar așa cum spun filozofii ruși, trebuie să înțelegem că pacifismul, cum zic ei acum, este un fel de eutanazie a omenirii. Este un lucru foarte periculos pentru că doar trecând prin războaie și, și prin suferințe, oamenii omenirea se reface din nou. Și deci te uiți și nu-ți vine a crede. Asta se întâmplă acum. Acum o săptămână a avut loc acest congres și toate aceste lucruri au fost expuse acolo. Iar pretențiile pe care le are Federația Rusă, putem vorbi despre ele și cum sunt interpretate. Mulțumesc, domnul Serebrean. Domnul Boțan zice că te uiți și nu vrei să crezi. Eu mi-am formulat imediat, sunt niște sălbăticii. De ce se întâmplă așa? Ce rădăcini au aceste poziții ale reprezentanților unei culturi mari, importante, gigantice, poate? Care sunt rădăcinile? Care sunt motivele? Eventual, care sunt rădăcinile și motivele promotorilor războiului? Înțeleg că este un curent mai mic, dar există un curent antirăzboi în cultura rusă. De aici, de unde vin rădăcinile, motivele? Dacă tot în același spațiu... Bun, întotdeauna în caz de război are loc un fel de mobilizare națională. Nu contează, ești de partea bună sau de partea proastă a baricadei. Și dacă ne amintim, chiar și în al doilea război mondial, care a avut cu totul alte proporții și a implicat toată Europa și a durat foarte mult timp și a adus distrugeri și pierderi umane incredibile, vom vedea nu filozofii de mâna a treia care s-au adunat recent la acel congres, ce nume de primă mărime în filozofia mondială, cum ar fi Martin Heidegger, care a sprijinit nazismul, sau Giovanni Gentile, care a sprijinit fascismul, sau Knut Hamsun, laureat Nobel, care a scris un mare necrolog la moartea lui Hitler. La moartea lui Hitler, deci era în mai 1945. Lucrurile se clarificase. Deja erau clarificate. Nu mai spun mari autori, chiar și Carl Gustav Jung, care a fost în acea perioadă a Germaniei naziste președintele societății psihologilor. Herbert von Karajan, mari muzicieni germani, Furtwängler, Carl Orff, care a fost și un fel de compozitor de curte aproape că într-o anumită perioadă a celui de-al treilea Reich. În Italia lucrurile evoluau similar. Da, deci se produce, în cazul mai ales a unor conflagrații mari, se produce o solidarizare a eului cu tot întregul. Deci, da, asta este una dintre aceste explicații. Nu trebuie să spune că Heidegger a fost o fire prin definiție criminală. Da, el a trecut prin procedura de denazificare, apropo, și i s-a interzis o vreme să aibă catedra. Ca și lui Werner Heisenberg, de altfel, mare fizician și tot laureat Nobel. Exact. Unul din părinții fizicii cuantice, da, chiar părintele, dar unul dintre temeliile fizicii cuantice. Deci, da, nu este nimic surprinzător. Dugin sau alții care sunt mari propagatori ai războiului acum sau a lumii ruse și așa mai departe, sunt niște pigmei pe lângă numele pe care le-am oferit. Și de altfel, eu mă raportez mai curând la ce spune Ulitskaya față de război decât la ce spune Dugin și mă bucură că un nume mare din cultura rusă contemporană se pronunță împotriva acestui război și am putea continua în acest sens. Sigur că, vom spune, nu sunt suficient de mulți și domnul Boțan a amintit adineaori despre aceste sondaje întristătoare. 85% mi se pare halucinant, mi se pare de-a dreptul devastator dacă aceste cifre sunt adevărate. Sper aici un lucru, că aceste cifre nu exprimă
realitatea. Pentru că noi am trăit toți trei într-o realitate sovietică. Suntem oameni născuți în Uniunea Sovietică și crescuți în Uniunea Sovietică. Adică amintiți-vă dacă ne-ar fi întrebat cineva despre războiul din Afganistan, total nepopular la nivel de societate în Uniunea Sovietică, ce credem despre acest război, credeam una și spuneam alta. Deci bănuiesc că în această societate rusă care perpetuează, din păcate, multe din atavismele perioadei sovietice și nu doar ei, în special în zona, în fostul spațiu sovietic găsim foarte multe atavisme de gândire rămase din perioada sovietică, inerțiale, deci vor spune că da, se solidarizează, după asta va face doi pași și ce va spune el în bucătărie și acasă. Da, frica este cea care în fond e păguboasă în acest caz. Frica și absența unei societăți civile, pentru că dacă ar exista o societate civilă adevărată, nu partidele politice, societatea civilă anume este cea care poate riposta și care poate învinge frica. Frica de unul singur, da, eroii solitari sunt foarte importanți, dar eroul masă este cel care contează în situații critice. Și în Germania nazistă au fost oameni care au rezistat, au fost situații incredibile. Vorbeam la Ministerul German de Externe, într-o vizită a unui oficial moldoven de la noi, despre o situație care este foarte puțin cunoscută. În februarie 1943, a avut loc un mare meeting de protest în Berlin, 8.000 de oameni, contra Holocaustului, contra deportării evreilor din Berlin. Și Goebbels a fost nevoit să stopeze în acel moment deportarea evreilor din Berlin. 8.000 de persoane. Da. Deci a fost... Da, cred că în Uniunea Sovietică așa ceva ar fi fost imposibil, la trei vorbind. Deci, da, dar erau cazuri singulare și astea, adică nu putem spune că era o acțiune, era o acțiune importantă, dar nu era o acțiune frecventă în primul rând, așa, și nu a cuprins întreaga Germanie de la acea vreme, de la Innsbruck la Hamburg. Da, o cultură a păcii. Röhrich promova această idee a culturii, relației dintre cultură și pace. Dacă ne uităm acum, oare există o cultură a păcii? Pentru că, în fond, cam toate discursurile sunt despre cultura războiului. Pe mine, ceea ce mă deranjează foarte mult în discursul public actual este că vorbim prea mult despre război și prea puțin despre pace. E o perversiune de gândire. Sigur că într-o perioadă de război și într-o confruntare ca asta, dar lumea se va opri. La un moment dat acest război se va opri și va trebui să regândim lumea de după pace. Și cultura, în acest sens, oamenii de cultură au un rol aparte. Oamenii de cultură își pot întinde mâinile mai repede decât societățile. Și asta este foarte important să o înțeleagă marii oameni de cultură din Rusia care deocamdată șovăie. Pentru că sunt sute de nume importante, de actori, de muzicieni, de scriitori, unii care și-au făcut publică opinia, alții și-au făcut o publică de o manieră proastă, adică s-au solidarizat cu acest război, dar mulți încă tac și cred că este timpul ca acești oameni să-și spună poziția, pentru că dacă tac înseamnă că au o poziție alta decât cea de sprijinire. Ați vorbit despre o posibilă teoretică deocamdată relație dintre oamenii culturii din întreaga lume. La modul practic există, domnul Boțan, o relație între oamenii de cultură din Rusia și societatea rusă. În ce măsură primii influențează pe cei de-al doilea sau invers? Unde este cauza? Unde este efectul? Cine este primar în această apreciere a războiului într-un fel sau în alt fel? Ne putem aștepta de la curentul firav încă antirăzboinic în cultură să influențeze cumva considerabil acele sondaje de opinie? Nu cred acest lucru. Din acest punct de vedere sunt foarte sceptic. Noi știm foarte bine din istorie, după cel de-al doilea război mondial, după ce trecuse ani buni, 10 ani trecuse de la terminarea războiului, avuse loc
procedura de denazificare și sondajele de opinie în Germania arătau că mai mult de jumătate din cetățenii germani considerau că Hitler a făcut cel mai mult pentru Germania și avea o atitudine încă pozitivă. Trebuie să se schimbe generațiile pentru ca în Germania lucrurile să revină la normalitate și eu am fost surprins acum câțiva ani în urmă, vizitând Germania, atunci ne-am întâlnit cu doamna ambasador, să aflu că ea un institut care până în prezent funcționează și veghează ca, în ghilimele, moștenirea pe care a lăsat-o nazismul în niciun fel să nu renască în Germania. Deci ei au acest sentiment al vinovăției care este exploatat în prezent și a fost exploatat de Federația Rusă. Eu am discutat cu guvernatorul de Brandenburg care îmi spunea, înțelegi, când mergem în Federația Rusă la congrese economice, timp de două ore, oaspeții, deci gazdele noastre ne vorbesc despre cel de-al doilea război mondial și despre faptul că Europa, care este acum atât de bogată și prosperă, trebuie să aibă sentimentul de gratitudine permanent pentru ceea ce au făcut ostașul sovietic. Deci toate aceste lucruri ne arată că inerția va fi foarte mare. Ceea ce văd eu, ceea ce am remarcat din atitudinea celor care urmăresc procesele politice din regiune este, de exemplu, cuvântarea, deci articolul lui Vladimir Putin semnat acum 2 ani de zile cu ocazia, nu știu, a cărei aniversări, da, putem calcula de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Este vorba de articol publicat în National Interest în 75 de ani, în care toată lumea a putut să desprindă că într-un fel președintele rus cumva justifica revanșismul german de după primul război mondial, pentru că puterile europene care au învins în primul război mondial nu au tratat corect Germania și a fost de mirare să vezi că se justifică revanșismul, ca să treacă 2 ani de zile și noi să înțelegem că de fapt Federația Rusă avem practic același fenomen. Deci, un fel de revanșism după pierderea, cum zic ei, în cel de-al treilea război mondial, războiul rece. Iar ceea ce se întâmplă acum, dacă ne uităm atent la șirul de articole care a apărut în agenții de stat, cum este RIA Novosti sau în alte publicații, în care se spune că, da, Rusia a ajuns în momentul când trebuie să-și revendice înapoi teritoriile pe care le-a pierdut în urma disoluției Uniunii Sovietice și a blocului comunist. Ce noi trebuie să punem capăt la ceea ce se numește Pahadnemir, deci o comparație cu pacea de la Brest-Litovsk, trebuie să punem capăt acestei păci, așa cum au pus capăt acestei păci bolșevicii după ce America intrase în război, iar condițiile care au fost puse acolo și respectate până la o anumită limită, după ce forțele germane au fost nevoite să se retragă din Ucraina, din teritoriul pe care îl controlau, și așa mai departe. Deci dacă punem toate aceste lucruri împreună, noi vedem că, de fapt, fenomenul pe care îl avem în Federația Rusie trebuie numit așa cum se cade. Un fel de revanșism, da. Iar dacă e așa, atunci lucrurile au o inerție foarte, foarte mare. Și acest revanșism, așa cum spuneam, are și o bază ideologică, filosofică, pe care o dezvoltă și o promovează un șir de oameni de știință, care dețin catedre la cele mai prestigioase universități din Federația Rusă. Deci lucrurile nu sunt simple deloc. De aceea, dacă mă întrebați despre rolul artiștilor, scriitorilor și așa mai departe, acest rol se va manifesta
ulterior, după ce acest război se va termina. Actualmente vedem că cei mai curajoși dintre ei au fost nevoiți să părăsească țara și de peste hotară să-și exprime atitudinea despre ceea ce se întâmplă, iar ceilalți, majoritatea dintre ei, s-au conformat și susțin întru totul această operațiune zisă militară, care e un război în toată legea. Da, mulțumesc. Despre bazele filozofice, ideologice a zis domnul Boțan. Eu numai le-am amintit, pentru că dacă încercăm da, să... Eu aș completa, de fapt, un aspect tot din același domeniu, general, o bază, o justificare artistică. Cred că peste puțin timp va trebui să revenim la ceea ce se întâmplă la noi sub influența culturii din spațiul vecin. Dar poate că acum, în calitate de o anumită concluzie, ar fi cazul să revenim la ceea ce ziceam dilemă morală, domnul Serebrean. Rușii, oficialii, sunt supărați că lumea contestă rolul culturii ruse. Pe de o parte. Pe de altă parte, și am aici o dovadă. Foarte scurt, ministrul de externe rus, подчеркнул, що ситуація с отменой Западом России будет продолжаться долго. Читат. Доходит уже до абсурда. Та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики. Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонением подвергаются деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру. В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго. Е о акузации адуса луми экстерне, оксидентулы, дарьяма довада, к шинсоциататя руса ферби, ачасты дилеммы морала. Eu am mai citit aici, în platoul nostru, dar cred că este foarte relevant. Un autor cunoscut, un poet cunoscut, Andrei Orlov, din Rusia, un fragment dintr-o poezie care se cheamă Ia spisă Caraplei Praceol da Seredină. Este vorba despre, pentru că nu se văd aici ghilimenele, este vorba despre denumiri artistice ale corăbiilor de război. Утро было пасмурным и хмурым, вдаль, в туман, подальше от земли, от причала мировой культуры уходили в море корабли. Первым, ощетинив грозно пушки, ржавой чешуей, как жар горя, гордо шел авианосец Пушкин. В трюмах 33 богатыря. Следом на войну и мир готовый, с сизой дыма, бородой густой, крейсер плыл, огромный, но не новый, граф Лев Николаевич Толстой. А за ним кильватерной полоской три эсминца, всем внушая страх, Бродский, Маяковский и Чайковский, читаты Гильмель, Денумир, медленно плелись на всех парах. Чайки на лету лишались чувства, мухи отделялись от котлет, видя баржи, русское искусство, Достоевский, Горький и балет. Без оркестров, тихо и понуро, чуя, что давно пробито дно, уплывали русская культура, русский цирк и русское кино. Если чадя a doua parte a dilemei. Ce trebuie să înțelegem acum? Dacă se poate. Da, vă rog. Aici e o chestie tare interesantă. Și dacă se invocă Tolstoi, Dostoevski, uitați-vă ce se întâmplă. Toată lumea când vorbește de Dostoevski se amintesc despre fraza că armonia lumii nu costă măcar lacrima unui copil. La care Biserica Ortodoxă Rusă dă o interpretare, nu? Voi nu l-ați înțeles pe Dostoevski. Dostoevski, dacă vă uitați atent, pune aceste cuvinte în gura lui Ivan Karamazov, care era bogăboreț. Deci, în discuția lui cu Alyosha, acest lucru îl spune un erou negativ. Deci, ei spun, voi nu l-ați înțeles pe Dostoevski. Dostoevski nu era împotriva războiilor, care, deci,
afirmă rolul mesianic al Rusiei, rol care poate fi atins și prin războaie. Deci eu cred că cei care, cum spuneți dumneavoastră, contestă cultura rusă, contestă astfel de atitudini a Bisericii Ortodoxe Ruse. Pentru că dacă ne uităm ce spune Patriarhul Kiril, iarăși intrăm într-o, cum să zic eu, într-o mare dilemă. Să spui că Rusia niciodată nu a început războaie? Păi eu nu sunt istoric, domnul ambasador și ministru este istoric și ne poate spune, dar știu și eu aceste lucruri, că Rusia în 500 de ani s-a extins de la un teritoriu care avea aproximativ 3 milioane de kilometri pătrați la 22 de milioane de kilometri pătrați. 24. Era da, așa, lasă. Da. Deci a participat în această perioadă la peste vreo 70 de războaie în care vreo 50 dintre acestea chiar le-a început Rusia. Și este, deci toate aceste lucruri noi dintr-o parte le vedem, ne uităm la ele și nu ne vine a crede că aceste lucruri sunt pronunțate, pentru că ați menționat factorul moral din partea celor care ar trebui să fie un fel de etalon al atitudinii și față de pace și mai ales că e vorba de reprezentanța confesiunilor creștine. Și noi asistăm la o situație când eu de ce spun toate aceste lucruri? Pentru că mie mi se pare că conceptul de revanșism se potrivește cel mai mult la ceea ce vedem astăzi în atitudinea Rusiei față de Ucraina și față de Europa, pe care o contestă. Și unei părți din cultura rusă. De aceea, cultura rusă, da, eu sunt de acord. Noi lucrurile vor relaxa, vom reveni iarăși la marile opere scrise, deci lucruri care au fost elaborate de mari intelectuali ruși. Eu cred că lucrurile vor veni la normalitate, dar actualmente există această reacție care mi se pare firească față de interpretări ale acestor autori ruși, chiar de către cei care au o influență foarte mare în societatea rusească. Noi nu putem, ca și oameni, să nu reacționăm. Și ceea ce ați citit dumneavoastră la începutul acestei dezbateri a noastre, într-o anumită măsură, eu înțeleg aceste lucruri, deși eu, propria atitudine, spun, eu rămân constant în atitudinea mea față de realizările majore pe care le-au avut autorii ruși în muzică, știință, cultură și așa mai departe. Soluția dumneavoastră pentru această dilemă, domnul Sirevra? Bun. Sunt de acord cu domnul Boțan că trebuie să separăm foarte clar regimul de popor, de cultură, în primul rând de cultură și de istorie. Sigur că sunt întotdeauna excese și excese publice pe care le-am văzut. Cazul pe care l-ați, adică postarea la care v-ați referit dumneavoastră n-a fost deloc singulară, au mai fost postări de acest gen, care, firește, emoțional pot fi înțelese. Totuși, în al doilea, fac iarăși trimitere la al doilea război mondial, care, mă rog, a fost o catastrofă globală, da, aproape globală. Nimeni n-a interzis nici chiar în Uniunea Sovietică sau în Marea Britanie interpretarea lui Bach, Beethoven sau Mozart. Da. Cea mai studiată limbă străină în Uniunea Sovietică în anii de război, rămânea germană, nu erau alte limbi străine. Da? Și dacă vă uitați în filme sovietice, lecțiile de limbi străine erau lecțiile de germană. Da, deci e important să facem o distincție foarte clară. Apoi, o distincție foarte clară este importantă după mine, pentru că, bun, aici intrăm pe terenul atitudinilor xenofobe sau... e foarte important să facem distincție, mai ales într-o societate ca a noastră, ca cea din Ucraina, din spațiul ex-sovietic în general, între popor și regim. Da. Un popor care deseori este victima, poate cea mai mare victimă a acelui regim. Pentru că eu sunt de părere că printre cele mai mari victime ale regimului nazist a fost poporul german, din toate punctele de vedere și cultura germană. Și printre
victimile, bun, Mao Zedong a fost același lucru, victima esențială a revoluției culturale, dacă ca și cum atunci. Ca și cum, da, în anii 70, templele care au fost ruinate. Deci, da, este foarte important să facem această delimitare. Și să fim întotdeauna vigilenți ca să nu trecem pe terenul exceselor, deși ele sunt de înțeles. Mulțumesc. Poate că ajungem la compartimentul util al discuției noastre. Domnule Boțan, în ce măsură starea din cultura rusă, în ceea ce se referă la războiul din Ucraina, influențează starea societății moldovenești și în ce măsură explică starea divizată, profund divizată a societății moldovenești în aprecierea acestui război? În mare măsură, pentru că noi de 30 de ani trăim într-o țară care este divizată pe criterii. Eu, cu orice ocazie, îmi amintesc de fraza inspirată domnului ambasador și ministru, unde eram, la Ivancea, la o școală de vară, școală la tabără de vară, când dumnealui, deci, a menționat că în Republica Moldova nu avem partide politice, avem partide geopolitice. Deci chestia asta a fost atât de un exprom, dar foarte reușit, de care mi-amintesc foarte mult. Deci această stare în societatea noastră s-a păstrat, ea acum, acest clivaj s-a adâncit și mai mult cu ocazia acestui război. Nu odată am amintit că atunci în 2014 a fost anexată Crimeea, lideri politici aici la Chișinău au salutat deci anexarea Crimeei și au exprimat atitudini iridentiste față de Ucraina pe motiv că Rusia ar putea ajuta și Republica Moldova să-și recupereze deci teritoriile istorice. Aceste lucruri persist în societatea noastră și noi vedem că opoziția parlamentară, din păcate, nu condamnă acest război. Preferă, probabil înțeleg ce se întâmplă, dar preferă să păstreze deci tăcerea în privința acestui război. Mai mult ca atât, dacă înțeleg eu corect, vor ca Republica Moldova să nu întreprindă niciun fel de acțiuni pentru a se proteja cumva de pericole de pericole care ne pot atinge și pe noi. Deci acest lucru persistă, dar acest război scoate la suprafață lucruri mult mai nuanțat. Le putem vedea, putem discuta despre ele. Slava Domnului că avem calmul, se păstrează calmul în societate și putem discuta despre aceste lucruri. Ceea ce îmi doresc eu foarte mult este ca reprezentanții acestui curent în Republica Moldova să accepte discuții publice în contradictoriu, cu propria lor prezență, nu în lipsa lor, pentru că acest lucru nu este eficient, dar ar trebui să avem toate aceste lucruri. Ceea ce le doresc ulterior tuturor în privința culturii rusești, așa cum spunea și domnul ambasador și ministru, să păstreze calmul și să nu-și schimbe atitudinea față de operile care ne-au impresionat și care sunt continuă să rămână drept puncte de reper pentru chiar în educația noastră, în perceperea lumii. Dar iată, am descoperit întâmplător zilele acestea poemul lui Iosif Brodsky, care se numește Pismo generalul Z. Deci este pur și simplu extraordinar. Această poezie a fost scrisă în 1968, dar dacă o citiți, și le recomand tuturor să o găsească, că e ușor de găsit. Z sau Z? Z, Z, Z. Simbolul acestui război. Pismo generalul Z. Deci veți vedea că cultura rusă are potențial care încă trebuie asimilat și cred că acest lucru este foarte, foarte important să-l înțelegem și să facem delimitarea la care ne-a chemat domnul ministru și ambasador.
Mulțumesc, domnule Serebreanu, în calitate de, în calitatea dumneavoastră de scriitor de data aceasta, în ce stare se află spațiul cultural, ca să zic așa, cu operele și cu personalitățile culturale din Republica Moldova în raport cu acest război și dacă eventual putem compara procesele care se produc în spațiul din Federația Rusă și în spațiul nostru. Tot atâta divizare, tot atâta influență. Bine, divizare nu pot să spun, pentru că în principiu, dacă ne referim la scriitori, atitudinea a fost din partea unii scriitorilor destul de, de vocală și tranșantă și univocă, din partea altor asociații de creație de asemenea. E o părere subiectivă. Cred că în cazul nostru impactul, influența acestor structuri este mai mic decât în cazul societății ruse. Este o, poate domnul Boțan fiind mai ancorat în realitățile din, din Republica Moldova, poate confirma sau infirma acest lucru, dar cred că elitele culturale de la noi au un impact politic deja mai mic decât la în Rusia sau decât l-au avut în anii 90. În anii 90 a fost probabil că perioada de apogeu, când scriitorii, oamenii de știință, oamenii de cultură erau avangarda, animatorii vieții publice. Azi, se spune așa că rolul lor s-a erodat cumva. Deși rămâne, sigur că unul foarte, foarte important și, și foarte vocal. Domnule Boțan, ca scriitorii, oamenii de cultură din Republica Moldova să poată influența starea de spirit a societății, societatea, la modul teoretic, ar trebui să fie pregătită pentru un astfel de proces. În ce măsură societatea moldovenească este pregătită și cum influențează această stare de spirit a societății situația în cazul războiului? Dumneavoastră știți foarte bine că în cadrul unei platforme dedicate culturii politice nu pot evita să mă refer la cultura politică. Nu odată am discutat și am spus același lucru, că societatea noastră, deci noi avem o cultură politică parohială. Deci suntem, Republica Moldova este, este singura țară din Europa unde oamenii care trăiesc la, la sate, la țară, procentajul lor este mai înalt decât celor care trăiesc la oraș. De aici mi se pare ceea ce spune domnul Serebrean, poate că este adevărat. Eu cred că oamenii de cultură, de știință din Republica Moldova au un potențial. Acest potențial, din păcate, nu este valorificat pentru că societatea pe ansamblu nu este... Cerere și ofertă? Putem spune așa. Deci, oamenii noștri trăiesc după formula apostolului Petru. Deci tot ce avem, inclusiv puterea politică, este dată de la Dumnezeu. Dacă lucrurile merg prost, e pedeapsa Domnului pentru păcatele noastre, mai degrabă. Deci nu e vorba despre o atitudine. Deci e un fel de lucru care nu este dat pentru păcatele noastre. Nu avem o atitudine participativă, proactivă, în care cred că și oamenii de cultură, de știință, scriitorilor le-ar fi mult mai confortabil să comunice cu cetățenii. Deci e una când ești în stare contemplativă, aștepți că cineva îți va pune pâinea pe masă, îți va oferi condiții prielnice pentru agricultură și așa mai departe și nu prea faci multe, nu întreprinzi multe și e cu totul altceva. Societățile urbanizate de mult, de câteva sute de ani, de poate de o jumătate de mileniu, unde oamenii sunt activi și revendică drepturile, ei intră în contact și presează atât mediul cultural cât și cel politic și într-o astfel de, de comunicare se manifestă mult mai plenar oamenii de cultură. Eu sunt convins că oamenii de cultură din Republica Moldova au o valoare foarte, foarte înaltă, dar manifestarea acesteia nu se face mai, de, mai degrabă din cauza inerției și și stării de contemplare a majorității cetățenilor noastre. Mulțumesc că aceasta a fost dezbaterea rolurile și responsabilitățile culturii pe vreme de război. Mulțumim pentru participare domnule Oleg Serebrean, scriitor,
fost, deși nu există, noțiunea de fost ambasador. Nu, eu sunt ambasador. Asta. Sunt ambasador în continuare. Inclusiv diplomatic. Ca să explicăm de ce de multe ori domnul Cosan v-a numit și așa. Și vicepremier pentru reintegrare. Deși n-am vorbit în calitate de vicepremier aici. Da, înțeles că m-ați invitat într-o calitate neoficială. Tot ce am spus nu reflectă un punct de vedere oficial. E adevărat. Dar să nu fiu eu învinuit că am ignorat această parte a titulaturii dumneavoastră. Și mulțumim domnului Igor Boțan, expertul permanent al proiectului, precum mulțumim și tuturor celor care ne-au urmărit sau ne vor urmări în reluare. Mulțumim până la noi întâlniri pe data de 6 iunie, luni, la aceeași oră, 11 și 15. Mulțumim, la revedere!